Greutățile și lipsa materialelor îi determină pe mineri să se răzbune pe liderii de sindicat. Câteva sute de mineri de la Lonea au cerut demisia liderului de sindicat, Tiberiu Cosma. Joi dimineață, aceștia au adus la cunoștința liderului lor problema. Petre Nica, președintele sindicatului Muntele, spune că fiecare departament din cadrul organizației este independent, iar oamenii refulează din cauza problemelor cu care se confruntă. Dacă minerii au cerut unui lider sau cer unui lider să-și dea demisia, înseamnă că există probleme legate de activitatea acelui lider, există nemulțumiri pe care liderul respectiv le provoacă în rândul salariaților. În același timp trebuie să spunem că trebuie văzut și ce procent de salariații solicită demisia, pentru că eu sunt unul care pot să spun că din 2000 și vreo 700-800 de voturi am avut doar 1000 și ceva de voturi la alegeri, deci sunt oameni care nu m-au dorit pe mine președinte. Asta nu înseamnă că cei care nu m-au dorit pe mine președinte pot să invoce de câte ori doresc demiterea mea. Mai mult decât atât, avem exemple, pentru că fac analogia aceasta cu politica, pentru că seamănă destul de mult sindicalismul cu politica. Există președintele țării care, ați văzut foarte bine, după un referendum în care 7 milioane și ceva de oameni au spus că trebuie să plece, totuși a rămas pe funcție. Eu, repet, sunt convins că ai mei colegi de la Lonea vor gestiona cu maturitate problema aceasta. Intoxicările venite din partea unor lideri de sindicat, lipsa materialelor și incertitudinea privind locul de muncă îi determină pe Ortaș să ia decizii radicale. De această dată ei s-au răzbunat pe liderul lor, Tiberiu Cosma, căruia îi cer demisia. Lipsa de informare a oamenilor și poate și modul indolent al unor lideri de sindicat pot duce la astfel de situații. Însă, cu siguranță că cea mai mare problemă o reprezintă munca grea pe care oamenii o fac în subteran și nemulțumirile, să știți că nu pleacă, sau cel puțin nu într-un procent mare, ci într-un procent extrem de mic de la contractul colectiv de muncă sau de la liderii de sindicat. Nemulțumirile pleacă peste 90% dintre ele doar de la faptul că locul lor de muncă este unul care este din ce în ce mai greu, observă oamenii că utilajele și materialele cu care lucrează sunt din ce în ce mai puține, observă că siguranța locului de muncă nu mai este cea pe care au avut-o cu ceva timp în urmă și mai observă că cei care îi conduc sunt numiți de către oamenii politici pe criterii politice și este evident faptul că un om care își desfășoară activitatea într-un abataj de 20 de ani de zile și a trecut prin fața lui și a primit ordine de la șefi cu profesionalism, vede că apare cineva care habar nu are de nimic, dar este șeful lui și trebuie să-l agreze ca șef doar pentru că l-a numit în această funcție deputatul, senatorul sau mai știu eu care primar. Și atunci se răzbună pe Tiberiu Cosma? Nu este neapărat o răzbunare pe Tiberiu Cosma. Este un mod de reacție normal în lumea noastră minerească. Dumneavoastră sunteți parte fericită din presă care a putut să simtă la prima mână faptul că o nemulțumire generează de fiecare dată într-o nemulțumire colectivă dacă ea într-adevăr atinge mai multe categorii de personal. Așa cum vă spuneam, ceea ce a generat această stare de tensiune de la Mina Lonea, nu o cunosc în amănunt, dar o pot bănui pentru că lucrurile sunt identice peste tot, poate într-o parte mai puțin, poate într-o parte mai mult, dar până la urmă, statutul de lider este unul pe care ți-l dau oamenii și este unul pe care îl pierzi tot dacă oamenii consideră că nu-l mai meriți. Tiberiu Cosma, președintele departamentului Muntele de la Mina Lonea, nu a putut fi contactat pentru a oferi informații cu privire la problemele din interiorul organizației sindicale.